Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Panoramic, o ediție specială dedicată în această seară romilor și problemelor acestei etnii la nivel național. Așa cum am obișnuit, o dată pe lună ne aplecăm asupra problemelor acestei etnii, pentru că sunt și probleme dificile, sunt și mai puțin dificile, dar e vorba de o etnie importantă care trebuie să o urmărim foarte, foarte mult, mai ales că ea e bine reprezentată și la nivelul județului Gorj. Ne face plăcere să revină în studio domnul Nelu Pavel, președintele Partidei Romilor Filiala Gorj, care îi spunem bun venit în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație și iată cum a spus și dumneavoastră. Problema romilor e problema tuturor, pentru că până la urmă noi trebuie să împreună să găsim soluții și modalități pentru o viață mai bună, pentru a găsi soluții ca să nu se înrăutățească situația romilor, pentru că încă o dată, problema romilor e problema tuturor. Da, nu întâmplător vă întrebăm pe dumneavoastră pentru faptul că conduceți de mulți ani una dintre cele mai puternice organizații a Partidei Romilor la nivel de țară. Vă mulțumesc pentru aprecieri. Într-adevăr că s-au făcut eforturi mari la început de carieră, pentru că nici nu realizam cât e de greu și câtă bătaie de cap și câte eforturi trebuie depuse și mai trebuie depuse de a găsi soluții afirmative pentru situația romilor. Avem plăcerea ca la telefon să avem pe domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor la nivel național. Încă nu, încă nu avem stabilită legătura. Iată că e onoare. Da, încercăm să-l prindem și pe dânsul, mai ales că dânsul a fost în Gorj județe din țară în ultima fost, perioadă. Și va pleca în toate județele din România, pentru că așa este, dânsul vrea ca să fie informat destul de bine cu situația județelor și cu organizațiile la nivel teritorial. Da, o să aflăm de la dânsul cum a găsit județul Gorj. Dacă ne aude domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor la nivel național, bun venit în emisiunea noastră. Stimă și respect, domn președinte. Bine v-am găsit, nu știu dacă mă auziți bine. Vă auzim chiar foarte bine și telespectatorii trebuie să vă audă în primul rând. Reușim să stabilim o legătură directă cu dumneavoastră și vorbeam puțin mai devreme în deschiderea emisiunii că în ultima perioadă ați fost prin foarte multe filiale, comunicatul oficial vorbește de reorganizări, de reașezări ale organizațiilor. Cum este situația la Gorj, pentru că ați fost și în județul nostru? Situația în județul Gorj e puțin delicată, în sensul în care consider de cuvință că oamenii, și când spun oamenii mă refer doar la comunitățile de romi, la romii din comunitățile de romi, și-au cam pierdut încrederea în clasa politică și automat efectul n-are cum să nu ne atingă și pe noi, pe cei de la Partida Romilor. După cum observați, în momentul de față, dacă nu ești critic față de guvern sau nu ești critic față de autoritățile locale, de instituțiile de forță la nivel local, se pare că ții cursul, cam bancul cu ții cursul, adică se pare că ești de partea lor și nu faci bine, că de cele mai multe ori chiar nici nu poți să aduci niște critici autorităților locale, pentru că există un lanț de decizii și un lanț de slăbiciuni din punct de vedere politic, din punct de vedere administrativ, care trebuie pus la punct și după aceea să stăm să și criticăm. Dar omul simplu vede lucrurile în cheia lui și n-ai cum să îi scoți din cap, de exemplu, că în județul Gorj lumea sărăcește pe zi ce trece. E o problemă națională, da. Și foarte mulți oameni își caută, eu știu, bunăstarea în afara țării. Tinerii nu prea au perspective în județul Gorj. E delicată problema, foarte delicată. Acum, trebuie spus faptul că nu am reușit cu atâția ani de zile să influențăm în mod pozitiv instituțiile de forță la nivelul
județul Gorj să poată să aibă un plan de dezvoltare sau de sprijin al comunităților de rol. Nu spun că trebuie să fie o chestiune subiectivă. Spun că este o necesitate. Adică, în sensul în care am să și explic în câteva cuvinte. Dom'le, să admitem teoretic că noi în Gorj, noi când spunem noi spunem romi, când spunem romi spunem Partida Romilor, noi cei de la Partida Romilor avem, de exemplu, un 10, 11, 12 comunități de romi pe teritoriul județului Gorj. Ok, noi vă sprijinim în alegeri, dar până la urma urmelor, care este prețul pe care îl plătim? Ce reușim noi să facem într-un mandat de 4 ani de zile în Consiliul Județean, de sprijina unui primar, de sprijina unei majorități? Care este strategia noastră? Care sunt rezultatele pe care trebuie să le urmărim? Nu prea am reușit aceste lucruri. Este foarte adevărat că și PSD-ul are câteodată un comportament așa de om sătul, în sensul în care dacă el a bătut, PSD-ul a bătut palma cu PNL-ul în Consiliul Județean, noi nu mai contăm. Suntem la diverse. Și atunci e cam greu să influențez. Ce să le spui? Bă, fraților, suntem și noi pe aici. Nu mai suntem pe acolo, nu mai suntem pe niciunde. S-au făcut treaba cu noi. Așteaptă acum alegerile din 2024. Ei, aceste chestiuni pe care vi le-am explicat în câteva cuvinte sunt niște adevăruri. Adevăruri cu care noi ne confruntăm și atunci când încercăm să ne repoziționăm și să ne ducem la oameni și să le spunem oamenilor, fraților, trebuie să ne reorganizăm și trebuie să încercăm să găsim energia necesară ca să fim la înălțimea la care ne dorim cu toții, să putem să influențăm scena politică gorjeană. Mulți spun, bă, frate, suntem sătui. Am ajutat odată, i-am ajutat de două ori, i-am ajutat de 9 ori, nu prea să uită la noi, ne ia așa puțin cam peste picior și nu prea este în regulă. Ei, nu știu în ce parte ne vom îndrepta. Vedeți că guvernul Ciolacu a plecat cu stângul, are destul de multe probleme. Probabil cu scăderea PSD-ului în sondaje sub 30%, undeva la 24-23-24%, se aducă cu picioarele pe pământ. Și o să-și dea seama care e nevoie de noi. Pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, terminând cu zona asta politicului, intrând pe zona asta a noastră. Da, este nevoie să avem o formă de organizare cât mai, să spunem așa, cât mai diversificată. Trebuie să avem structură de tineret, trebuie să avem structură de femei, trebuie să, acolo unde liderii noștri nu că n-au putut, nu au vrut, subliniez, nu că n-au putut, nu au vrut să încerce să facă ceva pentru comunități, trebuie schimbați, trebuie să încercăm să avem câteva reuniuni regionale în județul Gorj, să încercăm să sensibilizăm romii gojeni și împreună să formăm un echilibru, să formăm o forță și să intrăm din nou la masa negocierilor. Exprimându-vă toate aceste lucruri, înseamnă că nu putem trage niște concluzii acum, dintr-o primă vizită. Lăsăm de înțeles faptul că trebuie și Iulian Paraschiv să fie urmă prezent în teritoriu, trebuie și Nelu Pavel împreună cu echipa lui să meargă în teritoriu și să fie mult mai deschis. În primul rând ar trebui să ne facem o strategie proprie. Iar și acolo unde putem să depunem liste, să depunem liste. Și acolo unde putem să depunem liste și pentru primari, să depunem liste pentru primari. Și mai departe vom vedea ce se întâmplă. Realitatea este că dacă nu vom avea o asemenea strategie, în sensul în care trebuie să le arătăm oamenilor
ce gândim noi pentru ei să realizăm în următoarea perioadă de timp, cred că oamenii se vor orienta către alte zone și nu cred că este un lucru bun. Din percepția presei locale este că Partida Romilor la Gorj este o formațiune extrem de bine organizată. Deci, cred că este peste unele organizații de partid importante, dar cum spunea și dumneavoastră, e loc de mai bine și cred că e nevoie de candidați proprii în unele localități, pentru că comunitatea romă este destul de numeroasă în unele localități și cred că ar putea să aibă proprii candidați. Acum, dumneavoastră puneți niște lucruri pe care le constatați săptămână de săptămână, pentru că sunteți în Gorj. Da. Eu sunt la București. Acum, necazul meu, și nu al dumneavoastră, necazul meu, repet, cu ghilimele de rigoare, este acela că mă deplasez și în alte județe și fac note de comparație. Da, este posibil ca Partida Romilor în județul Gorj să aibă niște structuri bine configurate, dar asta nu înseamnă că eu mă culc pe ureche. Nu. Niciodată n-am făcut treaba aceasta. Eu doresc doresc din tot sufletul ca să particip la discuții cu forțele politice din Gorj. Vreau să am o legitimitate în spate, vreau să am un congres puternic la Gorj, vreau să am niște structuri puternice, vreau să arătăm puțină mobilitate și mobilizare. Nu putem doar așa să spunem, da, dumne, suntem o forță. Se trebuie mai mulți consilieri, se trebuie oameni în instituțiile de forță, respectiv prefectură, respectiv Consiliul Județean, respectiv direcții, respectiv primării. Și nu în ultim rând ne trebuie un acord de parteneriat cu cineva anume care să poată devină din ce în ce mai serios. Da, am fost în cartierele din de fapt în cartierul cel mai mare din Târgu Jiu și am văzut că oamenii au cel puțin la prima vedere, am văzut că au canalizare, au case, au asfalt. Bun, am trecut și prin mai multe localități în trecere, sigur că da, de la Vâlcea până la Gorj. E, pe acolo n-ai spune că nu sunt lucruri multe de făcut. Repet, în partid, viața unui partid, ca să fiu bineînțeles, viața unui partid întotdeauna, dacă nu știi să o menții, ca în viața de zi cu zi, adică să te menții, s-ar putea să îmbătrânești și nu mai știi ceea ce trebuie. Adică trebuie să te protejezi cumva, în sensul în care trebuie să alergi. Niciodată în viața de partid nu poți să spui, gata, dumne, stau bine și mă urc acasă. Nu există așa ceva. Eu nu pot să îndemn liderii mei să le spun, bă, băieți, duceți-vă, luați-vă o vacanță, că lucrurile sunt în regulă. Nu, e clar, ca lider trebuie să-i biciui să facă treabă, sub formă la figurat vorbeam acum, dar apropo de strategia pe care o aveți la nivel național, pe ce vă veți concentra? Și am o întrebare punctuală, dumneavoastră ați avut o reacție cu privința recensământului, dar care n-au fost și urmări, în sensul că unii dintre romi n-au fost recenzați. Situația probabil ar fi fost alta conform recensământului dacă am fi avut toți romii recenzați la nivel de țară. Da, este un subiect sensibil. Eu am prevăzut că recensământul nu o să iasă cum trebuie cu un an de zile înainte. Am făcut eforturi fantastice în sensul în care am stat de vorbă, am discutat, nu o dată, am discutat de mai multe ori cu șeful INS-ului, am stat de vorbă cu directorul din subordinea dânsului, am discutat cu direcțiile județene de evidență, dar ce să vezi, până la urmă rezultatele a fost astea care le vedem cu toții. O chestiune cât se poate de reală și cât se poate de adevărată este aceea că noi la recensământul care tocmai a trecut nu am avut înregistrat cel puțin 300.000 de persoane liniștite. Acum
încă, dar nu știu cui a servit treaba aceasta, dar o serie de primari care au stat indiferenți și nu au vrut să dea cursul unui recensământ real. Acum constată că au niște probleme din punct de vedere a absorbțiilor sau absorbției unor fonduri. Ce să zic eu acum? Da. E un lucru neplăcut atât pentru ei ca primari, pentru consiliile județene, ca de altfel și pentru noi. Un lucru total neplăcut. Dar asta este. Încercăm să luptăm în continuare cu armele altor persoane și nu cu armele noastre. Mi-am dorit foarte mult ca să ajungem la o cifră cât de cât aproape de adevăr. Nu s-a putut. Asta este. Mergem mai departe. Nu, întrebarea era normală și pentru faptul că bănuiesc, aici vorbim de două mari minorități, minoritatea romă și cea maghiară. Cea maghiară beneficiază de o atenție sporită din ce se vede sau e mai vocală decât minoritatea romă. Și vă revine Partidei Romilor rolul acesta de a milita și a fi mai activ în perioada următoare pentru a fi luat în seamă. Nu, nici când, stimate domn. Reacție negativă în sensul în care recensământul nu a fost cel corespunzător, cel real, a avut și UDMR-ul. Da. Adică nici UDMR-ul nu a fost mulțumit de cifra care a afișat-o INSEU. Dar atenția pe care o primește UDMR-ul din partea Guvernului României, să știți că nu se datorează numai recensământului. Noi pe teritoriul României, noi, când spun noi, mă refer la romi, noi dacă am fi și 2 milioane de romi, noi toți n-am votat cu noi, să știți. E o mare deziderat. Asta e haz de necaz, da. Deci noi am votat cu oricine altcineva, dar nu cu noi. Cu noi nu. Cu noi nu se poate. În vreme ce maghiarii au o istorie, au o cultură, au un sprijin financiar enorm de mare de la Budapesta, au structuri europene, au structuri euroatlantice, au mari miliardari care investesc mult în această minoritate după teritoriul României. Și nu numai. Noi avem vreo 4-5 milionari în euro, dar uite de unde au plecat. Avem și noi acolo sărmană așa sumă de dată de la Guvernul României și încercăm să facem față în toată țara, în toate structurile și cam atât, ca să poți ajungi să păstrezi o minoritate și să o duci mai departe din punct de vedere istoric, cultural și ca reprezentativitate să fie prezentă și în structurile locale și în structurile centrale, să fie investiție puternică, ce să faci cu 5 milioane de euro par. Părăscă-ne Dumnezeu! Păi bugetul UDMR-ului în comparație cu noi este de cel puțin 10 până la 15 ori mai mare pe an. Deci în vreme ce noi vorbim de 5 milioane, la UDMR vorbim de undeva de 70 și ceva de milioane pe an. Asta la nivel oficial, pentru că numai la un club de fotbal Budapesta bagă mai mult decât în subvenția asta. Noi ce să facem? Încercăm să strângem bani, să mai facem acolo, să-i dăm unui om care are nevoie la o mormântare pentru niște copii amărâți. No, noi suntem oropiți. Asta e marele necaz al nostru. Suntem oropiți. Ce să facem? Să știți însă că e vorba de tradiția și istoria romilor e destul de importantă. Deci, cred că și văd că faceți eforturi în ultimii ani de a promova istoria și tradițiile romilor, cu muzeele acelea care se vor înființa, sunt în structură, în proiect în momentul de față, cred că e bine să redescoperim aceste lucruri sau să le descoperim dacă nu le avem și faptul de a, cred că unul din lucrurile prioritare pentru mine, le-aș vedea la nivel național și cred că mulți văd asta, limba romanie ar trebui mai promovată, adică să ajungă mult în școli. Deocamdată e foarte puțin ce s-a făcut pe direcția asta. Da,
în ceea ce privește muzeul, numai în fază de proiect, este, a trecut proiectul de lege, a trecut de votul final de la Parlamentul României, se află la promulgare. Este posibil ca luna aceasta la sfârșit să promulge președintele și nu cred că are nicio problemă președintele să promulge legea privind înființarea Muzeului Istoriei și Tradițiilor Romilor. Avem Centrul Național de Cultură a Romilor, dar care după ani de zile, reține, tot nu reușim să avem o locație. Centrul de Consiliul Național sau Centrul de Cultură a Romilor la nivel național nu are o locație. Vă dați seama, și desfășoară activitatea în două cămăruțe. Ce să faci cu Centrul Național de Cultură a Romilor în două cămăruțe? Mă rog, sper să nu se întâmple la fel și cu muzeul, dar dacă tragem o concluzie în ceea ce privește istoria și tradiția romilor, păstrarea istoriei și promovarea tradițiilor, putem să spunem că în 30 de ani am obținut prea puțin. În 30 de ani să ai doar un muzeu și să ai un centru care nici astea nu au locație, e delicată problema. Este foarte, foarte delicată. Acum, vom vedea care este voința politică. Dacă va exista voință politică, probabil că vom reuși să facem lucruri bune în următoarea perioadă de timp. În momentul ăsta aici ne aflăm. Da, sunt lucruri, spuneți, sunteți modest, totuși sunt și lucruri care s-au obținut în anii aceștia, realizări și la nivel național și la nivel local, chiar pozițiile acestea de la secretar de stat pe Agenția Națională a Romilor și cred că inspector în cadrul Ministerului Educației sau care sunt funcțiile oficiale, sunt câteva poziții obținute și la nivelul prefecturilor, dar e adevărat și la nivelul unor primării, dar nu e suficient. E adevărat că e loc de mult mai bine și trebuie făcut ceva în această direcție. Stimate domn, închei prin a vă spune următorul lucru. Din 1990 și până în prezent, de când mă aflu în politica românească, dar, atenție, niciodată n-am fost membru de partid în altă parte decât la Partida Romilor, n-am fost la PSD, n-am fost la PNL, n-am fost la niciun partid. Aici am intrat în anul 1990 și aici mă regăsesc. Am plecat la drum cu trei idei foarte importante pentru mine și pentru colegii mei. Și anume, prima idee din punct de vedere politic a fost aceea că este neapărat să ne gândim la tot ceea ce înseamnă educație. Educația este primordială pentru copiii noștri, copiii care erau la data tinerii, care erau la data respectivă anii 90, 92, 95 și iată-i în zilele noastre care au promovat, au progresat, au urcat ceva mult mai mult decât de nivelul unei școli primare. Deci educația pentru mine și pentru toți colegii noștri este cea mai importantă. Este importantă pentru că ne interesează viitorul copiilor noștri. Un al doilea aspect care este extrem de important este dezvoltarea comunitară. Dezvoltarea comunitară, fără să dezvoltăm o comunitate, fără să aducem civilizația în comunitate, fără să aducem apă, canalizare, fără să aducem curent electric, fără să tot ceea ce definește dezvoltarea armonioasă și armonioasă a unei comunități de rom, dacă nu aducem elementele astea, nu vom face nimic, pentru că tot timpul țiganul se creadă în mintea lui că este discriminat, este separat de comunitate, este separat de lume, lumea nu îl bagă în seamă și crește cu acest handicap, ca să spunem, și aceste prejudecăți. Deci dezvoltarea comunitară pentru noi este extraordinar de importantă. Și al treilea lucru care este de asemenea foarte important este reprezentativitatea. Reprezentativitatea în plan local, ceea ce înseamnă primării de comună, de municipii, de județ și mai departe la nivelul administrației județene
și sus în ceea ce înseamnă actul de guvernare, inclusiv Parlamentul României. Neavând forme de reprezentativitate, nu ai valori. Neavând valori, nu ai persoane după care să-ți formezi niște repere. Să fii prezent acolo unde se ia deciziile este cel mai important. Ei, în aceste trei domenii pot spune că am făcut pași. Foarte importanți, extrem de importanți. Prin urmare, anul acesta, pe 4 noiembrie, când vom avea cel mai mare congres organizat vreodată pe teritoriul României și la nivel european, dacă am luat o notă de comparație, cel mai mare congres organizat de către o organizație sau o asociație a romilor din Europa, se va organiza la București, la sala Palatului, 4 noiembrie, Partida Romilor, îl organizează, vom lansa primul program de guvernare pe care îl vom pune pe masa partidelor politice, primul program de guvernare care vizează dezvoltarea comunităților de rom, dezvoltarea personalității cetățenilor de etnie romă, cultură, tradiții și tot așa mai departe. Programul se numește Rom pentru România și veți vedea că sunt extrem de multe lucruri importante pe care ni le-am pus în gând să le facem. Acum, Dumnezeu cu mila, vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe. E o știre în exclusivitate aceasta cu congresul din 4 noiembrie și în același timp... Pentru că am să vă spun de ce este în exclusivitate, pentru că pentru prima dată în România vom aduce la în același loc, sub aceleași idei sau sub aceeași idee de program de guvernare Rom pentru România, 5.000 de delegați. Rețineți, 5.000 de delegați. 5.000 de delegați din peste 500 de comunități din după teritoriul României. Deci va fi ceva la modul extraordinar. Toată lumea va vedea ce se va întâmpla acolo. O ultimă întrebare, că știm că dumneavoastră aveți un program foarte... foarte pronunțat astăzi și trebuie să ieșiți. Înainte de asta, să înțelegem că am putea vedea Partida Romilor mergând pe propriile picioare din toamnă, adică nu mergând cu candidați proprii în alegerile din 2024? Categoric. Așa am făcut de fiecare dată. Acolo unde am văzut că avem șanse, am depus liste și am mers cu candidații noștri. Același lucru se va întâmpla și la Gorj. Unde avem șanse, vom avea candidații noștri. Unde se necesită să purtăm dialog, vom purta dialog politic constructiv pentru comunitate. Nu ne interesează o zonă politică anume. Nu mă interesează neapărat PSD-ul sau neapărat PNL-ul. Pe mine mă interesează, la momentul actual, partide politice istorice cu tradiție în România, atenție, nu există partide puternice cu tradiție, respectiv zona social-democrată, zona liberală, care să stăm la masă, să discutăm și să punctăm fiecare localitate în parte și să vedem ce putem construi împreună. Dacă nu reușim, noi oricum avem candidate. Am înțeles. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră de această seară la emisiunea Panoramic și pe măsura timpului dumneavoastră vă mai așteptăm și cu altă ocazie pe subiecte dedicate acestei probleme. Vă mulțumim, domnul președinte, și eu mă angajez public pentru că tot ce am promis că o să fie o schimbare în teritoriu, o să ne mai facem mai vizibili, și nu o să mai se întâmple cum s-a întâmplat până acum. Partidele politice care au nevoie de electoratul nostru, al romilor, o să fie o negociere și nu o să mai negociez fără acordul dumneavoastră că ce se întâmplă. Pe noi ne mai trimite la școală, dar în momentul când se face o negociere la nivel național și când ne dăm cuvântul, trebuie și să respectăm, că de multe ori comportamentul unor oameni politici prin cuvântul dat sunt mai țigani decât noi. Adică îmi cer scuze. Pe noi când ne dăm cuvântul, ne respectăm. Dar ceilalți nu prea s-a întâmplat ce s-a întâmplat și ei trebuie să recunoască că avem 10-12% la nivel de Gorj. Sunt vreo 10 primării care depind primarii de votul comunităților compacte de romi și abordarea va fi altfel cum a fost până acum. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Și eu vă mulțumesc, sănătate și succes în continuare.
Mulțumim pentru intervenție. A fost cu noi domnul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor la nivel național. Un punct de vedere foarte interesant și ce mă, adică nu că mă surprinde, e o plăcere să auzi și asta am văzut la și la alți lideri ai Partidei Romilor la nivel național, punctul pe educație, sprijinul pentru partea de educație. Deci orice program al Partidei Romilor se centrează pe partea de educație, ceea ce înseamnă că s-a conștientizat că acolo e una dintre problemele importante. Domnul Cornel, exact mi-a ridicat mingea la pilou și iată că fac o recapitulare. De când am început și am intrat în mișcarea romilor de peste 30 de ani, când vorbim de educație, am fost primul județ din România care am înființat o grădiniță bilingvă la noi, la sediul Partidei Romilor, da, era și e premieră la nivel național. Adică am înființat pentru că noi romii din comunitățile compacte plecam cu un handicap în primii ani de școală, limba română. Și acea credință care am înființat-o, fără finanțare, de când prin resurse proprii ale organizației, prin fondurile organizației, care asigura clădirea, gaze, apă, plus educator, a fost voluntar. Și într-o perioadă de vreo 5-6 ani de zile, 7 ani de zile, am funcționat prin resurse proprii. Da, și a avut acești un impact major, tineri, uitați-vă, da. Acei copii care au început credința, acum sunt absolvenți de studii superioare, au terminat mastere și sunt chiar oameni recunoscuți și apreciați, nu în lumea noastră a romilor, și mă mândresc cu ei și este un aport și al Partidei Romilor la inițiativele noastre, unul din punctele de vedere, educația. Noi chiar am încercat și am pus-o în practică la exact strategia care a avut-o domnul președinte Nicolae Păun. A doua problemă, să nu uităm cum erau străzile, infrastructura la noi în țigănie. Erau drumuri neasfaltate, n-aveam canalizare, n-aveam iluminat. Când intram în comunitățile de rom, după ce că eram negri, nu ne mai vedeam deloc, pentru că nu exista iluminat stradal, nu exista absolut nimic. Comunitățile rom era ruptă de lume. Și noi am făcut dezvoltare comunitară în perioada respectivă, care eu habar n-aveam ce înseamnă dezvoltare comunitară. Și s-au făcut pași mari. Aproape majoritatea comunităților compacte de rom, țigăniile, au asfalt, au iluminat stradal, au infrastructură și datorită organizației Partidei Romilor, care am făcut presiuni și ziceam așa, domne, de ce voi aveți? Noi nu avem. Când plecau copiii la școală, plecau străzile neasfaltate, nomoale, bălți, vă dați seama cum ajungeau în clasele la prima oră, deja colegii se uitau uimiți pe ei, cum ei sunt curați, iar colegii lor, fiind romi, și mai plecau și cu o chestie care plecau de acasă, dacă nu ești cu minte de fură țiganca, deja existau acele bariere și copiii de țigan, românii nu mai considerau egal cu ei. Și copiii nu aveau nicio vină. Gândiți-vă, una dintre ele, datorită infrastructurii care trăiau ei și plecau de acasă și ajungeau altfel la școală, și a doua mentalitatea aia, bariera aia, care erau niște cuvinte care să nu uităm, ăsta este adevărul ceea ce spun eu. Și a treia problemă, inclusiv pe cultură. Noi am avut ansambluri culturale care am demonstrat nu numai la județ, ci la nivel de regiune, că avem lucruri minunate cu cultura, cu dansuri. Să nu uităm că Doina Gorjului era cea mai recunoscută și este un ansamblu cel mai recunoscut la nivel mondial. Și majoritatea din ansamblu sunt oameni de etnie romă. Pentru că avem comunități cum este Godineștiu, cum este Băreștiu, cum e Peșteana. Sunt acolo comunități care sunt numai lăutari. Copiii de la 5-6 ani, cum da, cresc, este foarte mult talent. Cu vioara în mână, da. Sunt copii talentați și chiar investesc în cultură și sunt oameni de mare valoare, nu numai la nivel de Gorj, la nivel național, la nivel european. Și iată că Gorjul este o localitate, pentru că și mă mândresc că fac parte din Gorjcă, pentru că este prima testare istorică care este la Tismana, la mănăstirea Tismana, care este un document atestare istorică, care este dezrobirea romilor, pentru că la noi existau și sunt în localitățile care sunt în apropierea mănăstirii Tismana, care bunicii noștri, străbunii noștri, erau robi mănăstiriști. Da, prima atestare, de exemplu, că ați vorbit de Bălești, în 1415 este atestat satul Ceauru din comuna Bălești, ca sat de robi romi, de robi țigani, ai mănăstirii.
Deci încă din 1415, iată o istorie foarte, foarte lungă, ca să spunem așa. Aminteați dumneavoastră de problemele care au fost de la infrastructura, toate celelalte. Sunt depășite acele probleme și, asta s-a făcut și datorită activității... Datorită efortului organizației Partidei Romilor și instituțiilor care au fost deschise. Domnul Păun vorbea despre faptul că e loc de mai bine și că trebuie o nouă reorganizare, a justificat practic de ce merge în fiecare filială și ce trebuie făcut. Sunt câteva direcții pe care le-a enunțat și dânsul și cred că acel congres de care se vorbește în toamnă va schimba lucrurile. Aceeași fi vrut ca să venim și la reprezentativitate politică. Chiar vă rog. Chiar asta suntem pe care deja noi avem în strategia noastră și în programul nostru al organizației, pentru că știți destul de bine, avem o organizație de tineri romi care e una dintre cele mai puternice la nivel național, care sunt numai tineri de etnie romă, care vorbesc țigănește, engleză, au studii superioare, știu ce înseamnă și unii țigănie. Păi au fost la dumneavoastră. Președintele de la Organizația Tineretului e avocat. Și e țigan tradițional, deci e din țigănie. Despre ce vorbim? Asta am sunt încercat partide politice importante care n-au organizație de tineri nici la nivelul... Păi știți ceva? S-a schimbat abordarea. Sodezma, ce-mi dai astăzi? Noi nu dorim ca minoritatea romă să fie o minoritate asistată socială și vrem să fie o minoritate activă a societății românești, dar asta nu mai să participă în celelalte deciziilor, pentru că nu este corect să decideți dumneavoastră despre mine dacă nu mă întrebați și pe mine să particip ce trebuie și cum trebuie făcut să fie mai bine, pentru că asta e gândirea noastră și exact pe cele trei domenii care domnul președinte a avut organizația și principiile care și le-a dorit să le punem în practică, iată că Gorjul, din punctul meu de vedere, am atins o parte din indicatorii care erau propuse de domnul președinte, cele trei indicatori mari și tari, este primul obiectiv educația, care deja suntem pe un drum bun, se poate și mai multe, pentru că avem lipsă de mediatori școlari și profesori de limba romanii, care asta sper că până la sfârșitul anului, ca fiecare comunitate compactă, unde este un număr mai mare de romi, să avem mediator școlar, mediator sanitar, profesor de limba romanii și de ce și un expert datorită strategiei pentru îmbunătățirea situației romilor, pentru că guvernul a acceptat această strategie, dar numai pe hârtie și trebuie pusă și în practică, pentru că strategia pentru îmbunătățirea situației romilor, dacă era pusă în practică numai 50% situația romilor era alta. Eforturile cele mai mari, vă spun eu cine le-a făcut. Organizația Partidului Romilor, care este cea mai reprezentativă organizație la nivel național și european, și deja noi am mai tras semnalul și ne-am implicat mai mult decât trebuie, decât administrațiile publice locale, decât guvernul, pentru că până la urmă responsabilitatea trebuie să o aibă primăria, guvernul, ministerele. Da, da, trebuie cineva să-i tragă de mânecă atunci când nu respectă aceste lucruri. Iar acum, faptul că vine anul electoral contează foarte mult. Acum se pot impune anumite lucruri, adică de respectarea legii, nu altceva. Adică să fie puse în practică aceste cu mediatul și deci comportamentul meu politic se va schimba pe beneficii pentru comunitatea romană și ca să o să le demonstrez și eu știu destul de bine, pentru că în momentul când ne dăm cuvântul și când se face o negociere, trebuie o negociere să fie benefică pentru membrii comunităților de romi. Pentru că ce se întâmplă? Ei erau învățați în felul următor. Dar și eu m-am făcut că plouă pentru bine comunității, dar se putea și mai mult. Și atunci, ei dacă nu acceptă o colaborare, un protocol real pentru binele comunității, ei vor prinde, indiferent ce partid, vor prinde 10 primărie, clar. Să nu creadă unii parlamentari sau președinți de partide, fie de stânga, fie de dreapta, că dacă ei stau bine în sondaje și dacă câștigă Consiliul Județean sau își face targetul pentru număr de voturi pentru parlamentarii de Gorj, le spun public și asta se va întâmpla. Veți pierde 10 primării, stimați parteneri care vreți parteneria cu Partida Romilor, dacă nu veți fi serioși. Și discuțiile trebuie să le începem acum. Nu în perioada electorală, să dați mâna cu noi
ne băgați în seamă, ne pupați, că vă convine, nu vă convine, treceți prin comunități, treceți prin localități și atât de mult le promiteți și atât de mult le spuneți și după aia uitați 4 ani de zile. Atenție la neatenție! Care sunt condițiile minimale care le cereți de la partidele politice, să zicem așa, majoritare, ca să puteți negocia? Adică veți cere, cum spuneați mai devreme, mediator, profesor de limbă românie, expert, toate cele ce nu sunt cer din nimic pentru mine. Cum... De acord, nu, deci, de respectarea legii. Majoritatea oamenilor politici se gândesc la ei. Pentru că dacă s-ar gândi și pentru județ și pentru oameni, situația curte era alta. Și o să vină timpul, pentru că atât de multe știu și am fac parte din clasa politică gorjană, de la domnul Mischie Dumnezeu să lerte până la actualii președinți de partide, fie de stânga, fie de dreapta, sau care conduc instituțiile de concentrate sau administrațiile, atât de bine sunt informat și atât de multe știu, pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie, când își asumă și vorbesc în numele comunității, cer votul oamenilor, gorjenilor, trebuie să aibă o responsabilitate mult mai mare, pentru că se poate face mult mai multe lucruri pentru Gorj, se putea face mult mai multe lucruri pentru județul Gorj, pentru că dacă e bine cu Gorjul, e bine și cu noi, cu romii, pentru că până la urmă trăim în Gorj, trăim în localitățile care este format Gorjul. Vorbim despre situația economică, vorbim despre o protecție socială activă, vorbim despre salarii, vorbim despre criză, vorbim despre toate lucrurile respective care, când, dacă sunt afectați românii, sunt și noi românii afectați. Și noi nu dorim ceva separat pentru noi. Măsuri afirmative, care de fapt măsurile acestea sunt și datorită tot cagilor, tot cei care au condus statul român, pentru că nu trebuie să uităm perioada 43-44 cu deportarea romilor, acei copii care au fost deportați de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, ce vină au avut domnul Cornel ca să fie deportați numai pe motiv că sunt romi? I-au rămas cu o traumă. De ce Holocaustul romilor sau evreilor e o dramă care nu, care nu se mai, cumva, nu trebuie să repetată. Și vă întreb eu, copiii aia meritau să fie deportați, să ia măsuri pentru exterminare? Nu, cu siguranță asemenea evenimente, să sperăm că nu mai există. Încă există niște prejudecăți, încă există niște lucruri care trecutul așa a fost cum a fost, dar trăim în 2023. Deci trebuie să găsim modalități, trebuie să găsim soluții împreună pentru un viitor sigur și copiii noștri, nepoții noștri, în general, fie că rom, fie că sunt majoritari, să aibă viitor sigur, să aibă o viață liniștită. Bun. Cu siguranță așa va fi, spuneam că activitatea Partidei Românilor și la nivel național și la nivel local se îmbunătățește pe zi ce trece, puteți spune la capitolul realizării multe lucruri, dar acum e clar că e o schimbare de paradigmă din ce spunea președintele Cornel, Nicolae Păun. Spun și am deci cunosc foarte multă lume că e un oraș mic și județul Gorj e cunoscut de mine fiecare localitate și cine nu-l cunoaște pe Nelu Pavel din Gorj n-are cultură generală. Problema este în felul următor. Mă aștept că o să primesc voturi mult mai multe de la țigani decât de la români și o să fie o surpriză. Cel puțin 7-8% care vor veni, oamenii care mă cunosc, oamenii care fac parte din structura organizației de la nivel local până la nivel județean și oamenii care au încredere și chiar am auzit, bă, dar voi cred că ați face mult mai mult decât au făcut ai noștri. Bun, să înțelegem aici, am avut o exclusivitate cu Congresul și o să o folosim pentru chestia asta. Avem o exclusivitate, veți candida, să zicem, la Consiliul Județean, la președinte sau la primărie, Târgu Jiu? Unde vă votează? Voi fi primar într-o localitate. Eu o să fie, tot premieră este și vreau ca să demonstrez că se poate face mult mai multe. Și când ai voință succes, și iată, dorință... Faptul că ieșiți la bătaie electorală acum... No, eu când mă apuc și când mă apuc de ceva, chiar mă apuc și chiar vreau ca să iese cum trebuie și o să vedeți că Nelu Pavel o să demonstrez la mulți primari că se putea face mult mai multe și acolo mi-arăt capacitatea cât pot și cât sunt în stare. Oricum, noi am reținut că 10-12 localități din județul Gorj vor fi influențate de voturile de care vin despre partidul Romilor. Asta e sigur, nu se mai bazează pe 10 localități. Acum, apropo de programul, pentru că mai puțin, mai sunt câteva luni și intrăm în anul electoral.
Pe ce veți centra? Adică în momentul când intrați în bătăria electorală, pentru ce luptați? Care e programul dumneavoastră exact pentru comunitatea romă? Pentru binele cetățenilor gorjeni, care am o responsabilitate față de gorjeni, inclusiv că am făcut parte din Consiliul Județean, am 5 mandate de consilier județean, consider că aș fi putut să fac mult mai multe, dar în momentul știți cum este. În momentul când se ridică mâna de șef, trebuie să ridici mâna și tu. Că dacă nu ridici când trebuie, s-ar putea să primești cartonașul galben, după aia roșu și nu mai faci parte din marea familie. Cel puțin dacă nu faci mare lucru, să fii informat ca să mai ridici când de când, ca să se știe că, iată că și Consiliul Județean există un etnic care formează, e formarea Consiliului Județean și de către un etnic. Și mai glumeam eu cu domnul Porumbel, în Consiliul Județean sunt două... Directorul ansamblului dumneavoastră pentru telespectator. Era și dânsul consilier și mai glumeam pentru că ziceam, domnul Porumbel, în Consiliul Județean sunt două păsărare, o cioară și un porumbel. Și mai glumeam și discutam, dar să știți că, în primul rând, mulțumesc colegilor mei care niciodată nu m-am simțit, adică când a fost o inițiativă de-a mea, cum este strategia pentru îmbunătățirea situației a romilor, care a fost recunoscută de cei 33 de consilieri care formează Consiliul Județean și sper că o să demonstrez capacitatea mea și o să vin cu inițiative până la sfârșitul mandatului meu, dacă nu vor fi puse în practică și nu se dorește de către Consiliul Județean sau de către colegii mei, îmi dau demisia din Consiliul Județean pentru că nu e corect să stau pentru indemnizație și să nu vin și cu inițiative care să fie benefice pentru Consiliul Județean, pentru că acolo se împarte cașcavalul, acolo se dau banii pentru județul și unde trebuie să ajungă banii să fie o schimbare în bine pentru Consiliul Județean. Despre ce vorbim? Și pentru județul Gorj și pentru oameni, nu neapărat pentru instituția. Eu convine, o să plec în foarte multe instituții care primesc banii din Consiliul Județean și o să trag un semnal inclusiv pentru mass media și inclusiv dumneavoastră, unde văd că nu au fost eficienți banii primiți de către Consiliul Județean, fie protecția copilului, fie spitalele din județul Gorj, fie drumurile, dacă pot, că nu sunt un expert eu în drumuri, dar ca să văd dacă se întâmplă și e o secție care are tot ce trebuie, un pacient și banii sunt gestionați cum trebuie, acolo să trag un semnal de alarmă că acolo sunt lucruri vizibile care trebuie să fie o schimbare în bine pentru oamenii când ajunge la spital să aibă toate condițiile, pentru că boala nu ține cont de culoare, pelii, nu ține cont de că ești etnic, că ești negru, că ești alb și trebuie să aibă condiții minime garantate și încă o dată spun, eu îmi doresc ca minoritatea romă să fie o minoritate activă a societății românești și nu o minoritate asistată socială. Domnule Pavel, suntem pe final de emisiune, în același timp suntem în plină vară. Oamenii se gândesc acum mai mult la concedii, la vacanță, decât la activitățile politice. Care e agenda dumneavoastră pentru perioada următoare? Că bănuiesc că, din ce spuneați mai devreme, va fi o perioadă plină de parte de concedii și de alte chestii. Reorganizare, teren, discuții cu cât mai mulți membri ai comunităților de romi, acolo unde trebuie schimbare și consider că trebuie reorganizare, o voi face necondiționat, vreau să am un nucleu dur, puternic, ca romii să-și recapătă încrederea în noi și consider că pot, încă sunt tânăr și o să demonstrez capacitatea mea pentru încrederea romilor care nu și-au pierdut-o în mine, asta mă face să fiu mai puternic, mă face ca să muncesc mult mai mult decât consider eu și încă vă spun în limba romanii, te avem bactare, te dertul meu del bactare, se astimă și avale, onelu Pavel, strop așa tu mende, onelu Pavel, n-ai teme că legajente mare te scăjocuri români, dar cec data. Am vrut să transmit un salut în romanii. Am înțeles. Și să le transmit toate cele bune, să le mulțumesc pentru încrederea care încă mai au în mine și nu o să-i descurajez. Noi vă mulțumim pentru emisiunea de astăzi, vă urăm succes în ce v-ați propus. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramică, a fost cu noi domnul Nelu Pavel, președintele Partidei Romilor la nivel județean. Mulțumim pentru atenție, la revedere!